Jo și Juno, surprinși în ipostaze tandre, deși s-a zvonit că s-au despărțit. Gina Pistol i-a dat de gol. Jo și Juno, din nou un cuplu sau prieteni foarte buni. Cum i-a surprins Gina Pistol? Chiar iubita lui Smiley a postat imaginile. Jo și Juno au fost unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc. După o relație de aproape 4 ani, povestea lor de iubire lua sfârșit, cei doi artiști alegând să meargă pe drumuri diferite. Ei bine, fanii celor doi cântăreți s-au gândit că flacăra dragostei s-a reaprins, căci Jo și Juno au lansat o piesă, acum ceva timp, numită Mă mai ia. Videoclipul respectiv și versurile melodiei reprezintă fix povestea lor de dragoste. După despărțire, care a avut loc în urmă cu mai mult timp, Jo făcea declarații surprinzătoare despre relația lor. Cunoscuta artistă povestea, la o emisiune TV, că ea și Juno au trăit o dragoste cu năbădăi, plină de certuri și de împăcări. Blondina spunea că a existat iubire între ei, însă caracterele lor nu se potriveau. Am avut o relație cu năbădăi. Ne-am iubit mult, noi așa, doar că nu ne potriveam neapărat, firile noastre nu se potriveau, câteodată ne certam, câteodată ne împăcam. Dar și când ne împăcam, cred că de asta ne și certam, ca să ne împăcăm. Ne împăcam frumos rău. Pentru vârsta pe care o aveam atunci, a fost ok. Era foarte impulsiv, nu se putea controla. Cu asta nu puteam să mă obișnuiesc, a mărturisit Jo. Jo și Juno, împreună la botezul fetiței lui Smiley. Jo și Juno sunt artiști HHH Production, mai exact ai casei de producție deținută de Smiley. Astfel, cei doi tineri au fost nelipsiți de la botezul micuței Josefine, acolo unde au petrecut timp împreună. Chiar Gina Pistol i-a surprins în ipostaze apropiate și a postat imaginile pe contul ei de Instagram, alături bineînțeles de piesa recent lansată. Acest lucru nu a făcut decât să le alimenteze fanilor ideea că cei doi artiști sunt din nou împreună.